Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Weekend. Vă invit să parcurgem împreună câteva dintre evenimentele acestei săptămâni. Primăria Municipiului Reghin, Casa de Cultura Tineretului George Enescu și Asociația Dorsul Ovăstrian au organizat spectacolul de muzică populară Cântăcucule Ortaci. Pe scena Casei de Cultura Tineretului au urcat interpreții muzicii populare românești, precum și ansamblul Dorsul Ovăstrean. Evenimentul s-a centrat în jurul lansării cărții Dorurile Sufletului meu, a răspudului popular Maria Bogdan. Am venit cu sufletul să vă aducem cântecu, să vă aducem cântecu, mai la 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 la. Când e mândru românesc, din pe ploaia de lenesc, din pe ploaia de lenesc, mai la 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 la. Când e mândru românesc, din pe ploaia de lenesc. Eveniment grandios pe scena Casei de Cultură a Tineretului George Enescu. Iubitorii muzicii populare au avut ocazia să asiste la spectacolul Cântăcucule Ortaci, care a avut la bază lansarea de carte a rapsodului popular Maria Bogdan. Dorurile sufletului meu nu le-am cules, dorurile sufletului meu le-am adunat de-a lungul anilor în suflet. Și m-am gândit că aceste doruri să le împărtășesc celor care vor să intre puțin, puțin în sufletul meu. Ansamblul Dorsul Ovăstrean ființează de 8 ani. Tot ce înseamnă activitatea ansamblului este creația mea. Și acum, când avem câțiva ani de activitate, m-am gândit că tot ce avem ar trebui pus într-o carte și atunci am pus mâna și am lucrat la sugestia unor oameni, prieteni de-ai mei, pot să spun așa, și vreau neapărat să spun, unul dintre oamenii care m-a impulsionat cel mai mult este Maria Neagă. Coordonatoarea ansamblului Dorsul Ovăstrean a lansat primul ei volum intitulat Dorurile Sufletului meu și a dorit să împărtășească acest moment cu colegii ei de cântec. Special am ales această zi pentru că este o zi frumoasă de sărbătoare când creștinii după biserică s-au dus acasă și acum doresc să le bucur sufletul cu o parte din dorurile sufletului meu și bineînțeles cu o mare de artiști, dacă pot să spun așa, artiști de renume național și chiar internațional, prieteni dragi sufletului meu, care astăzi au acceptat invitația de a-mi fi alături. Pe scena Casei de Cultură a Tineretului au urcat interpreți consacrați ai muzicii populare românești, precum Maria Neag, Leontina Pop, Ovidiu Furnea sau Livia Harpa. Da, foarte bine spus, într-o adevărată zi de sărbătoare, o sărbătoare a noastră, a creștinilor ortodoxi, dar este o sărbătoare și a noastră, a reghinenilor, a municipiului Reghin. Iată că un om cu suflet mare, cum este Maria Bogdan, a reușit astăzi, pe scena Casei de Cultură George Enescu, să aducă atâtea nume mari ale cântecului popular românesc și mă bucur și mulțumesc pe această cale că mă aflu și eu, Maria Neag, printre prietenii Mariei Bogdan. O carte frumoasă, o carte de care zic eu cei care o vor colecționa se vor bucura foarte mult pentru că este făcută cu tot sufletul și întotdeauna lucrurile făcute din suflet sunt foarte reușite și bineînțeles ajung la alte suflete. Mulțumesc Mariei pentru invitația pe care mi-a făcut-o și vă spun sincer, se întoarce pe mine pentru că orice se întâmplă în această zonă și pentru că vine și de pe valea mea. Uite, așa se îmbină trei sărbători astăzi. Este ziua Măriei, pentru că nu e ușor în ziua de astăzi să scoți un album sau să scrii o carte. Dar oameni ca Maria, oameni care țin la tradiție, oameni care aduc suflu localității respective, eu așa spun că trebuie ținuți în ramă. Maria a făcut un lucru nemaipomenit pentru că a adunat în această carte dorurile ei și cu siguranță le-a transpus atât de bine în slovă încât cei care vor răsfoi această carte, poate peste multe generații, vor găsi acea frumusețe și înțelepciune a țăranului român, pentru că cred că nimeni nu poate cunoaște mai bine sufletul țăranului român decât un om care se desprinde de acolo dintre ei.
Spectacolul Cântă Cucule Ortaci de vineri 24 iunie a fost organizat de Primăria Municipiului Reghin, Casa de Cultură a Tineretului George Enescu și Asociația Dorsolovăstrean. Liga Pensionarilor Reghin are de marți 28 iunie un nou președinte în persoana lui Vian Bonț. Acesta a fost ales în unanimitate de voturi de către Comitetul Executiv al organizației. În cadrul ședinței, fostul președinte Iacob Ionaș a expus bilanțul activității pe perioada mandatului din 2010 până în prezent. La întâlnire a fost prezent și președintele Uniunii Județene a Pensionarilor Mureș, Vasile Ion. Marți 28 iunie, la sediul Ligii Pensionarilor din Reghin s-a întrunit Comitetul Executiv al organizației cu scopul de a-l investi în funcție pe noul președinte, Vian Bonț. Ședința a avut două puncte pe ordinea de zi, unul în care fostul președinte Iacob Ionaș a prezentat bilanțul activității pe perioada mandatului din anul 2010 și până în prezent, iar cel de-al doilea, preluarea funcției de prim-președinte a Ligii Pensionarilor de către Vian Bonț. Am încredere în ceea ce au hotărât membrii comitetului, am încredere că veți respecta statutul așa cum este prevăzut, cu obligații și datorii pentru fiecare membru, dar și pentru comitet și pentru președinte. Veți fi un președinte nu a unui grup răstrâns, ci a tuturor pensionarilor din acest municipiu Reghin. Astăzi vreau să anunț că pensionarii din municipiul Reghin trăim o zi importantă, deoarece încercăm, printr-o nouă conducere, un nou comitet ales, să reorganizăm activitatea sindicală a pensionarilor din Reghin. Astfel vom face mai multe activități, pregătim utile pentru toți pensionarii din Reghin, pe care, bineînțeles, pe această cale fac apel să vină la noi să se înscrie, ca să fim un colectiv unit, un colectiv bun, de oameni care, știm, pensionarii sunt oameni cu experiență și dorim ca toată experiența noastră acumulată de-a lungul anilor să o punem în practică. Sper că acest lucru vom reuși și vom aduce munca și activitatea pensionarilor din municipiul Reghin la un alt nivel, la un nivel la care totuși merită pensionarii, după atâta timp de activitate desfășurată, ca să poată petrece activitățile atât în timpul liber, cât și cele sociale și culturale, într-un cadru organizat, adecvat și plăcut. Transmit din tot sufletul nouă conducere să caute cât posibil, în primul rând, să respecte statutul, să caute cam din punct de vedere organizatoric, să atragă cât mai mulți pensionari, să simte alături de noi, să nu se simtă străini de societate. Fostul președinte a ținut să adreseze mulțumiri colegilor pentru încredere și susținere, dar și primarului Maria Precup și Consiliului Local, deputatului Vasile Gliga și mass-mediei locale. Iacob Ionaș s-a retras de la cârma organizației din cauza vârstei. Anii pe umere greu apasă, iar puterile din ce în ce mai mult mă lasă. Ăsta este sloganul adevărat care m-a determinat să mă retrag din conducerea acestei ligi, deși cu părere de rău. Din 2010 și până astăzi, trebuie să aduc mulțumiri adânci de felul cum au sprijinit, cum am colaborat împreună și am realizat succese frumoase. La ședință a fost prezent și liderul Uniunii Județene a Pensionarilor Mureș, care a subliniat că organizația din Reghin este cea mai puternică și mai activă din județ. Obiectivele acestei organizații sunt pentru a apăra și a respecta și se organiza în așa fel încât să apere interesele tuturor pensionarilor pentru o viață mai bună, pentru o
activitate cât mai puternică în această organizație și, bun înțeles, să ajute ca cei care vor conduce această organizație să obțină rezultate și mai bune în perioada următoare. În momentul de față, Liga Pensionarilor Reghin numără 850 de membri, dintre care activi peste 600, adică un procent de 80%. Cei care doresc să facă parte din Liga Pensionarilor Reghin se pot adresa la sediul din centrul municipiului, clădirea fostei policlinici, lângă poștă. Organizația Salvați Copiii Mureș lansează campania de donare prin SMS la 8844 text Salvez, însemnând 2 euro pe mesaj. În urma acesteia se urmărește dotarea cu incubatoare a 25 de maternități și secții de nou-născuți din întreaga țară, cât și continuarea programelor de sprijin pentru beneficiarii din comunitățile rurale. În ultimii 4 ani, Salvați Copiii a donat echipamente medicale performante în valoare de 7.300.000 de lei către 58 de maternități din 34 de județe ale țării. Dar Reghin TV se aliniază eforturilor organizației de a veni în sprijinul celor mici. Haideți să sprijinim împreună campania Salvați Copiii, la care se aliniază și organizația din județul Mureș. Prin aceasta se urmărește dotarea cu incubatoare a 25 de maternități și secții de nou-născuți. Este o campanie a organizației Salvați Copiii România, care și-a propus să doteze cât mai multe maternități și secții de nou-născuți din țară, deoarece rata mortalității a copiilor născuți prematuri este foarte mare. În urmă cu 4 ani am lansat această campanie care a purtat mai multe nume, Bun venit pe lume, un gest pentru o viață. Potrivit unui comunicat de presă remis de organizația Salvați Copiii Mureș, în ultimii 4 ani au fost donate echipamente medicale performante în valoare de 7.300.000 de lei către 58 de maternități din 34 de județe ale țării, contribuind astfel la salvarea a peste 18.000 de copii anual. În județul Mureș, în această perioadă, au fost dotate 2 secții de neonatologie prematuri. Una aparține Spitalului Clinic Județean Mureș cu aparatură în valoare de 101.000 lei și Clinica de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș cu un incubator de transport în valoare de 44.000 de lei, aparate care au ajutat an de an la îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor născuți prematuri. Numai în 2015, Salvați Copiii a dotat cu aparatură medicală 122 de maternități și secții de nou-născuți din orașele Arad, Pitești, Brașov, Caransebeș, Reșița, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Hunedoara, Petroșani, Iași, Târgu Mureș, Roman, Sibiu, Câmpul Lung Moldovenesc, Timișoara, Vaslui, Buzău, București, asigurând astfel supraviețuirea nou-născuților care au avut nevoie de intervenție medicală de urgență. De asemenea, în 2015, 8.191 de beneficiari, dintre care 5.876 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 5 ani, 872 de femei gravide și 1.443 de mame tinere din 15 localități defavorizate din Moldova au beneficiat de programe de suport. Amintim că România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea infantilă, cu o rată de 8,8 la 1000 de nou-născuți vii. Datele arată că 1628 de copii mai mici de un an au murit în anul 2014 în spitalele din România, iar lipsa aparaturii se numără printre principalele cauze ale acestor statistici cutremurătoare. Așadar, cu un sistem medical pregătit să îi salveze, acești copii ar fi supraviețuit. Deci, prin campania SMS 8844 text Salvez, organizația își propune ca în acest an să fie dotate cu incubatoare 25 de maternități și secții de nou-născuți din întreaga țară. Fiecare mesaj înseamnă donare de 2 euro. Nevoile încă sunt foarte multe. Din această cauză am lansat o campanie SMS 8844 cu text Salvez, începând cu această lună, prin care ne propunem să dotăm și alte secții ale acestor două secții de neonatologie prematur cu alte echipamente foarte necesare supraviețuirii prematurilor. Dar Reghin TV se aliniază eforturilor organizației de a veni în sprijinul celor mici.
Cei 3608 candidați înscriși în sesiunea iunie-iulie la examenul de bacalaureat au trecut de primul hop, cel al probelor orale de competențe lingvistice și digitale. Urmează ca de luni, 4 iulie, emoțiile acestora să crească odată cu prima probă scrisă la examenul de bacalaureat la limba și literatura română. În județul Mureș există 13 centre de examinare. Cei 3608 candidați înscriși la examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016 vor începe de luni 4 iulie probele scrise ale examenului de bacalaureat cu limba și literatura română. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prima parte a examenului de bacalaureat privind probele orale s-a desfășurat în condiții normale în județul nostru. S-au desfășurat în condiții normale, s-au terminat probele orale. Mâine avem solicitare pentru 3 elevi pentru limba străină, care nu au ajuns și au avut ceva probleme prin subiectul de rezervă, dar în rest a decurs în condiții normale, nu am avut probleme. Cred că nici miza nu a fost atât de mare pentru aceste probe, pentru că nu s-au primit note, iar examenul și emoțiile cu adevărat încep luni. Luni este prima probă la limba și literatura română. La probele de competențe, centrele de examen au coincis cu liceul de la care au provenit candidații. La probele scrise, centrele diferă, astfel că în județul Mureș s-au stabilit 2 centre de corectare și 13 centre de examinare, cu câte 3 subcomisii. Probele orale s-au desfășurat în școlile unde au absolvit elevii, iar probele scrise sunt grupate și avem 13 centre de examen cu 3 subcomisii și 2 centre de evaluare. Deci am încercat să repartizăm pe zone, să nu plimbăm elevii, deci să fie cât mai ușor pentru elevi. La probele scrise în municipiul Reghin sunt 2 centre de examinare, unul la Liceul Tehnologic Petru Maior, la care se arondează Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda cu 35 de elevi. Aici vor fi testați un total de 244 de candidați. La Liceul Tehnologic Lucian Blaga vor fi testați 315 absolvenți. La acest centru de examen sunt arondate Colegiul Silvic din Gurghiu cu câte 50 de elevi, Liceul Tehnologic Ioan Bojor cu 62 de candidați și Liceul Teoretic Eugen Nicoară cu încă 29. 60 de copii structurați în 3 grupe de lucru participă în perioada 4-8 iulie la tabăra de vară găzduită de Muzeul Etnografic Anton Badea din Reghin. Micuții s-au înscris la 5 ateliere de lucru unde învață să picteze pe sticlă, dau forma lutului, confecționează păpuși și mărgele. Acestea au rolul de a stimula creativitatea celor mici și de a-i deconecta de la viața virtuală. Copiii au o nouă modalitate de petrecere a timpului liber. Muzeul Etnografic Anton Badea din Reghin organizează în perioada 4-8 iulie tabăra etnografică de vară, la care vor participa 60 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. În perioada 4-8 iulie vom organiza tabăra etnografică de vară, ediția a doua, în cadrul căreia vom avea mai multe ateliere. În fiecare an încercăm să aducem ceva nou și captivant care să vină în întâmpinarea nevoii de cunoaștere a copiilor, să le stimuleze motivația și să le dezvolte unele aptitudini. Conducerea unității, dar și cei 5 instructori ale atelierelor de modelaj în lut, confecționat podoabe tradiționale și măști, pictură pe sticlă, îi vor iniția pe cei mici în tainele lucrului tradițional. După o săptămână de muncă, lucrările vor fi admirate de părinții și familiile micilor artiști, pe care mai apoi și le vor însuși ca dovadă a muncii lor. Pentru anul acesta am ales o temă inedită, Roata Olearului. Vom aborda această temă a olăritului și a confecționării ceramicii la roată cu un meșter olear pe care l-am invitat în tabără și care cred că le va trezi interesul copiilor pentru acest meșteșug fascinant. Vor mai fi și alte ateliere de confecționat podoabe tradiționale, de confecționat păpuși, vom avea atelierul de pâine acasă la bunici și pictură pe sticlă. În cadrul acestor ateliere, cei mici vor putea explora domeniul vast al artei și nu numai. Invitatul special din acest an va fi olarul Mocanu Marcel din Galați.
care îi va ajuta pe copii la crearea unor opere din lut. Coordonatorii atelierelor vor fi Stella Iacob la pictură pe sticlă, Alexandrina Biriș la confecționat mărgele, Mărioara Popovici la atelierul de păpuși și bunica Maria Bucin-Crișan la atelierul de pâine, acasă la bunica. În continuare, Meșe Ardelea ne va prezenta cartea O minte sclipitoare, scrisă de Silvia Nasar. Doamnelor și domnilor, vă propun astăzi la Jurnal de Carte să aruncăm o privire peste viața celui mai controversat laureat din istorie al premiului Nobel, John Forbes Nash. Cartea care ne ajută în acest sens se numește O minte sclipitoare și a fost publicată de Silvia Nasar în anul 2001. Eroul din această carte nu a avut un destin ușor. De la succesul prematur obținut în tinerețe, va ajunge să intre ulterior în disgrația mediului universitar american. Schizofrenia, o boală psihică care l-a rupt de lumea exterioară, îl va împiedica pe John Forbes Nash Jr. să fie acolo unde era locul, în clubul select al celor mai strălucite minți ale secolului 20. După al doilea război mondial, cercetările din domeniul matematicii aplicate se concentrează din ce în ce mai mult asupra științelor sociale, fiind vizate economia și studiul comportamentului uman în diferite situații. Cea mai relevantă aplicație practică a acestor cercetări este teoria jocurilor, creația matematicianului de origine maghiară John von Neumann, realizată în cadrul Institutului pentru Studii Avansate al Universității din Princeton în anul 1944. Teoria jocurilor avea ca obiect de cercetare strategiile abordate de către participanții la jocurile cu două sau mai multe persoane. John von Neumann folosind la început jocul de poker ca demonstrație. Ulterior, prin îmbunătățiri și completări, această teorie va ajunge să aibă o influență importantă asupra desfășurării activităților economice sau chiar asupra modului de abordare a relațiilor internaționale. Iar cel care aduce contribuții importante la dezvoltarea acesteia va fi personajul principal al acestui roman, John Nash, prin a sa teză de doctorat despre jocurile non-competitive din anul 1950, care va consacra conceptul de echilibrul Nash, concept ce îi va aduce premiul Nobel pentru economie. Așadar, un tânăr aparent rupt de sentimentele persoanelor din jur, ca să nu mai vorbim de sentimentele lui proprii, a reușit să-și dea seama că miezul uman al motivațiilor și comportamentului este la fel de enigmatic ca însăși matematica, acea lume a formelor platonice ideale inventată de oameni aparent prin introspecție pură și totuși atât de legată de, să zicem, cele mai grosolane și lumești aspecte ale naturii. O minte sclipitoare este povestea adevărată a unui om. Nu este vorba despre un om oarecare, John Nash fiind orice, numai un om obișnuit, nu. Pentru că, dincolo de mintea sa sclipitoare, logică și pătrunzătoare, dincolo de condiția sa de geniu matematic și laureat al premiului Nobel pentru teoria jocurilor, teorie ce a revoluționat economia, și dincolo de excentricul său comportament, te afli în fața unei existențe, să zicem, sfârșiate. Nash este un om ce se zbate între realitate și fantezia indusă de boala sa mentală, iar Silvia Nasar face aici o adevărată anchetă a cauzelor care au dus la alterarea acestei minți de excepție. Poate în încercarea de a dizolva prejudecățile și de a oferi o altă perspectivă. Veți descoperi cu încântare, sper eu, reușita comparație între Nash și personajul lui Kafka din Castelul, o altă remarcabilă portretizare a conștiinței schizofrenice. O carte minunată, zic eu, biografia unui om incredibil, a unui adevărat luptător, cu atât mai mult cu cât lupta se duce în propria sa minte. O carte despre ce înseamnă adevărata familie, despre recunoașterea meritelor și despre fragilitatea minții umane. Acum, teoria jocurilor și conceptele lui John Nash despre punctele de echilibru și-au dovedit utilitatea începând cu anii 1970-1980, când economia mondială a trecut prin profunde schimbări.
O aplicație concretă a ideilor acestui om este modul de organizare al cunoscutelor licitații publice, care vor fi folosite cu succes începând cu anii 90 pentru atribuirea contracost anumitor bunuri și servicii de către guverne persoanelor interesate. Teoria jocurilor a permis ca distribuirea licențelor în cadrul unui proces de licitație să se facă într-un mod eficient, realizându-se astfel tipul de licitație simultană cu oferta ascendentă pe care noi îl cunoaștem în prezent. John Nash a fost exemplul omului care a triumfat indiferent de circumstanțe. De aceea, povestea sa de viață a reprezentat subiect pentru un roman biografic de succes și pentru un film, sigur, premiat cu Oscar. Modul prin care acesta oferea soluții la cele mai complicate probleme pe baza propriilor observații, fără a consulta lucrări de specialitate, poate fi un exemplu pentru cercetarea științifică din cadrul oricărui domeniu de activitate, poate chiar și pentru cercetarea istorică. O minte sclipitoare nu reprezintă, deci, o simplă biografie. Este povestea incredibilă, dar adevărată, a prăbușirii din apogeu în hăurile fără de speranță și a unei reveniri miraculoase pe înălțimi. Silvia Nasar încearcă să pătrundă în misterele a trei ipostaze ale minții omenești: geniu, nebunie, redeșteptare. Această abordare inedită a făcut ca filmul, cu același titlu, să se bucure de un imens succes, fiind distins cu 3 premii Oscar, pentru cel mai bun film, pentru cel mai bun regizor, pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Vă invit așadar să citiți cartea, să vă delectați cu filmul și apoi să povestiți și altora. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Urmează acum rubrica În echilibru, realizată de Andrada Ilisan. Apoi Crina Casoni ne va prezenta jurnalul de astăzi, iar Andrada Șerban cel de vreme. Sunt Arisa Ilieș și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la o nouă ediție în Echilibru. Emisiunea aceasta este despre insuportabilul automatism al ființei. Cu alte cuvinte, despre faptul că deciziile, judecățile, comportamentul nostru se află sub influența două categorii de procese. Unele sunt rapide, implicite, intuitive, asociative, sunt greu de controlat, necesită un efort cognitiv redus, și altele care țin de judecata conștientă, sunt explicite, controlate, merg mai încet, fiindcă necesită efort mental și o angajare conștientă și, de regulă, ele alcătuiesc experiența subiectivă a determinării personale, a alegerii personale, a concentrării. Primele consumă puține resurse, celelalte le trebuie mai multe resurse și sunt analitice. Sistemul 1 și sistemul 2. Sigur, numirea aceasta e o convenție, o scurtătură sintactică. Ele nu sunt niște sisteme în sine, cu părți componente, nici nu au o locație anume în creierile noastre. Dar în loc să spunem procese automate, respectiv procese analitice, numirea lor cu un nume foarte simplu, care consumă puțin memorie de lucru, transformă în niște personaje, nu niște agenți activi. Și în plus, un enunț este mai bine înțeles dacă descrie acțiunea unui agent decât dacă îi descrie proprietățile. Nu? Sistemul 1 drege și face, sistemul 2 drege și el și face și el. Sunt două lumi unite sub aceeași carcasă. E una a intuițiilor și cealaltă a judecății raționale. Un sistem generează impresii de o varietate extraordinară, cu siguranță, despre caracteristicile obiectelor percepției și gândirii, și celălalt sistem organizează aceste tipare și impresii în convingeri. Când intri pe ușă și te întâmpină partenerul de viață, știi pur și simplu dacă e în toane bune sau în toane rele, nu? Pur și simplu știi. Sau, dacă vă întreb, un baston și o pălărie costă împreună 1,10 lei. Bastonul costă cu 1 lei mai mult decât pălăria. Cât costă pălăria? Nu? Impulsul imediat e să răspundem 10 lei. Fiindcă suma asta de 1,10 lei, cel mai natural se separă în 1 și 0,10. Un expert în șah vizualizează altfel o masă de șah față de un novice. Sau, nu ne putem abține să nu ne gândim, atunci când suntem întrebați care e capitala Franței, că răspunsul e altul decât Paris, nu? Sau că 2 plus 2 face altceva decât 4. Sau nu ne putem reține de la o grimasă dezgustată atunci când întâlnim sau călcăm un melc storcoșit pe trotuar, da?
Sau nu ne putem abține să nu apăsăm pedala de frână dacă ne apare brusc o masă cu 4 scaune așezată frumos în mijlocul benzii? Nu? Sau să tragem o înjurătură dacă ne găsim oglinda mașinii făcută praf fix înainte să plecăm la munte sau la muncă? Când auzim un sunet puternic și violent, căutăm automat sursa sunetului puternic. Sau când mă auziți pe mine vorbind, nu vă puteți opri din a înțelege cuvintele pe care le rostesc. Întotdeauna vorbește și eu înțeleg pur și simplu toate cuvintele care ies pe gură. Măr, pară, cașcaval. Reacțiile acestea surgim fără să ne putem opri din ele. Nu ne putem împiedica să respirăm. Nu? Venim pe lume echipați și pregătiți să percepem lumea din jurul nostru, să recunoaștem obiecte, să ne orientăm, să evităm pierderile, să ne temem de păianjeni. Alte gesturi și alte acțiuni trec sub acest control automat dacă se repetă suficient de des. Oricum, oamenii nu suntem foarte obișnuiți să gândim adânc și temenic și de cele mai multe ori suntem mulțumiți de o judecată rapidă și plauzibilă care vine ușor în minte, ne stă pe limbă, mi-e rog câte ceva, nu? Mă rog că ne putem controla totuși să nu expunem de fiecare dată ce ne stă pe limbă. Plus că unele conținuturi mentale sunt mai accesibile, altele mai puțin accesibile. Unele caracteristici ale lumii înconjurătoare sunt mai evidente decât altele și ne atrag atenția înainte altora, nu? Dacă ni se înfățișează o literă uriașă de culoare verde și imediat lângă ea o literă micuță de culoare albastră, cu siguranță primul lucru care ne vine în minte, verdele. Dar dacă ni se cere în mod deliberat să ne concentrăm pe literele mici din peisaj, atunci vom căuta aceste trăsături. Deci e vorba de ce are întâietate fără să ne dăm seama. Dacă ni se cere să ne dăm seama, lucrurile se schimbă. Sau enunțurile. Echipa A a bătut echipa B, echipa B a pierdut în fața echipei A. Nu? Conține aceeași informație, dar cu siguranță ne raportăm diferit la fiecare dintre ele. Bun. Dar dacă trebuie să te așezi în fața unui computer, da, să compui 6 pagini de emisiune, e nevoie de un efort mental și treaba merge mai încet. Sau dacă trebuie să te gândești la orașele din România care încep cu litera S. Sunt sarcini, gesturi mentale care nu ne vin cu naturalețe. Nu poți să calculezi cât face 12 ori 32 în timp ce te angajezi într-o depășire pe autostradă. Sigur, putem face mai multe lucruri deodată, dar dacă sunt simple și nesolicitante. Eu, de pildă, pot proba niște rochițe în timp ce vorbesc cu mama la telefon, în timp ce o păzesc pe fiica mea să nu iasă din cabina de probă. Să capacitatea noastră atențională este totuși limitată și comportamentele noastre țin seama de aceste limitări. Niște prieteni angajați într-o conversație frumoasă, plăcută, o să oprească din vorbi dacă unul dintre ei e abordat brusc de un polițist, de pildă. Nu că ei știu că el nu mai poate fi la fel de atent ca până în momentul acela. Sistemul 1 e bun fiindcă modelele lui despre realitatea imediată înconjurătoare sunt bune, adică predicțiile sale pe termen scurt sunt pline de acuratețe și reacțiile sunt imediat salvatoare. Dar dacă totuși în anumite situații, în acest tip de compilare intervin erori. De pildă, apar probleme când îți propui să realizezi o sarcină anume, complexă, dar care intră în conflict cu niște răspunsuri automate, bine exersate. Nu? Și conflictul ăsta între intenția noastră conștientă și răspunsul automat care sabotează voința, mi se pare că e piatra de temelie a vieții noastre psihice. Un exemplu foarte la îndemână e testul culoarea cuvintelor. Numește culoarea în care sunt scrise următoarele cuvinte. Simplu și rapid, nu? Dacă repetăm, numește culoarea în care sunt scrise următoarele cuvinte, vedem că suntem încetiniți în performanță, nu? A apărut conflictul între ceea ce vrem și ceea ce ne e la îndemână, între mijloace și resurse, nu? Și gândiți-vă cum această dualitate se extinde într-o sumedenie de momente ale vieții noastre. Când vrei să te așezi la birou să lucrezi și totuși continui să pierzi vremea în fața televizorului, când îți propui să nu te duci la cămară să cauți ceva dulce și totuși te îndrepți spre cămară, când vrei să nu strigi la copilul tău, dar planul tău de a fi un părinte decent e serios periclitat de imaginea mobilei mâzgălite cu pixul, nu? Lucrurile se complică și devin tot mai sofisticate pe măsură ce situațiile mentale se complică. Ți-e greu să zici albastru când albastru e scris în culoarea verde. Și cu atât mai mult e greu să îl ierși pe celălalt când îți vine să-i faci graffiti pe inimă fiindcă te-a rănit, nu? Sau că a uitat să ducă gunoiul. O altă exemplificare la îndemână acestui conflict între două sisteme e faimoasa iluzie vizuală întrebuințată de cognitiviști. Iluzia Müller-Lyer e, așa cum se poate demonstra prin măsurare, cele două liniuțe sunt de aceeași lungime, nu? Odată ce ai măsurat,
Sistemul 2, adică tu, autorul gândurilor și deciziilor tale, știi că liniile sunt de mărimi egale. Toate astea când le privești, nu te poți abține să nu ți se pară că totuși a doua liniuță este mai mare decât prima. Știi adevărul în mintea ta, dar impresia e... fuge spre altă direcție. Înveți să nu te mai bazezi în întregime pe prima impresie, deși ea rămâne bine mersi în mintea ta. Înveți să trăiești cu ea. Sigur, simplificarea principiului implică o iluzie vizuală, dar toate iluziile sunt vizuale. Unele dintre ele sunt cognitive. Acest tip de organizare mentală a comportamentelor și ideilor care sunt puse ușor și confortabil în practică. Nu? Gândiți-vă ce ar însemna să raționăm cum să ducem paharul la gură sau să judecăm de fiecare dată cum să nu intrăm într-un zid. Nu? Se traduce în scurtături cognitive, calea cea mai scurtă, cea mai accesibilă și cea mai evidentă spre rezultatul dorit. Ce se realizează rapid, automat și fără prea mult efort nu poartă neapărat pe cetea validității. Nu? Și apar erorile de judecată, erorile de gândire, tendințe greșite și impulsive de a interpreta și evalua anumit stimul din mediul înconjurător, fie că sunt oameni, tranzacții financiare, atitudini sociale și așa mai departe. Nu? Orice învățăcel între ale psihologiei cognitive, dacă e trezit în miezul nopții, trebuie să știe să recite, să exemplifice din lista de erori cognitive. Vă dau două exemple. De pildă, noi oamenii avem tendința să ne agățăm de informația pe care o auzim prima oară atunci când luăm o decizie. Devine o ancoră la care se raportează informațiile suplimentare, ulterioare. Exemplu, prețul de pornire al unei mașini e o astfel de ancoră. De la acel preț și de la acel preț, oricât de mare ar fi și de neconcordant cu valoarea adevărată a mașinii, încercăm noi să negociem în jos. Sau, dacă spun, Gandhi a murit înainte sau după vârsta de 9 ani sau înainte sau după vârsta de 140. E clar că niciuna dintre acestea nu pot fi corecte, dar răspunsurile diferă în funcție de reperul furnizat. O altă eroare cognitivă e eroarea de confirmare. Tendința noastră să interpretăm, să selectăm și să căutăm acea informație care ne confirmă convingerile sau ipotezele deja existente în minte, în timp ce acordăm mult mai puțin atenție unor ipoteze alternative. Astfel, pentru că oamenii au tendința să interpreteze informația ambiguă în direcția părerilor proprii, se ajunge la efectul polarizării atitudinilor, și anume, dacă expui două grupuri de persoane unor informații ambigue, în condițiile în care aceste două grupuri au atitudini diferite față de o temă anume, pedeapsa cu moartea, încălzirea globală, ce-o fi, această expunere nu face decât să le întărească convingerile inițiale și astfel diferența de opinie dintre ei se lărgește, polarizează și mai. Știți, spunem adeseori, pentru a caracteriza tipizarea reacțiilor unui individ, are tendința să. Și prin asta înțelegem o deviere în mod sistematic de la linia directoare a raționalității. Avem nevoie de rațiune ca de aer, nu? E o înzestrare, un potențial cognitiv care ne obligă să înțelegem lucrurile care ni se întâmplă în interiorul relației cauză-efect, premisă-concluzie, și să ne conducă în cele din urmă la decizii bune și la corectarea reacțiilor rele, cântărind dovețile, datele și consecințele anticipate. Încurcătura e că rațiunea nu se găsește în mod obligatoriu la baza deciziilor noastre, ci mai degrabă ea furnizează explicații după ce noi am acționat deja, conduși bine mersi de pasiune, sistemul 1. Vrem să ne convingem pe noi înșine că suntem mereu în deplin control și că suntem perfect conștienți de motivele pentru care am făcut cu tare sau am zis cu tare lucru, dar în realitate e că e complicat să desparți cauza reală a acțiunilor noastre de cauza închipuită sau raționalizată a acțiunilor noastre. Nu ne suntem chiar atât de transparenți nouă înșine pe când ne încordăm mușchii să credem. Sigur, și să fim într-o permanentă stare de vigilență nu e neapărat un lucru bun și nici practic, nu? Să ne punem mereu la îndoială propria judecată devine extrem de obositor, iar sistemul 2 e prea încet și ineficient să execute deciziile de rutină ale sistemului 1. Calea de mijloc este cea mai bună, să recunoaștem situațiile susceptibile la erori. Dar, oricum, să știți că ideea principală e următoarea și cu asta închei. E mult mai ușor să recunoaștem greșelile altora decât pe ale noastre. Thank you.
Bine v-am regăsit, Berbec. Treci la alte preocupări mai practice, dar și mai aproape de sufletul tău. De la pierdut timpul cu cei din anturaj, cu deplasări de tot felul, treci la un interes real față de familie. Taur, încerci să te atragă cei din anturaj să le acorzi mai mult timp și să te implici în rezolvarea problemelor. Astfel de preocupări pot avea efect terapeutic. Gemeni, acorzi mai multă atenție banilor, surselor de venit, chiar și cheltuielilor inutile pe care nu le mai poți vedea ca pe investiții. Muncești cu mai mult spor. Rac, simți nevoia să te ocupi de propria persoană, de ordinea de care ai nevoie acum în propria viață. Sentimentele sunt cele care stabilesc ce contează și ce nu. Leu, ești invitat să adopți un ritm ceva mai lent, iar dacă acest lucru nu este posibil, fii mai protector cu propria persoană, să-ți organizezi mai bine resursele personale. Fecioară, poți spune că te întorci la o postură mai veche, una care îți este dragă pentru că îți aduce protecția unui grup care ți-a lipsit destul de mult. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru duminică. Balanță. Treci pe primul plan al atenției unui grup sau doar al propriei familii. Cert e că sunt mai mulți ochi pe tine și acțiunile tale vor fi considerate repere bune sau rele. Scorpion. Ai putea deveni melancolic sau poate agresiv din cauza unor evenimente din trecut care îți vin acum în minte. Alegerea îți aparține, la fel și consecințele. Săgetător. Ai acces la preocupări care adaugă profunzime vieții tale prin informațiile cu care vei intra în contact. Poți primi răspunsuri la întrebări esențiale. Capricorn. Ai acces la preocupări care adaugă profunzime vieții tale prin informațiile cu care vei intra în contact. Poți primi răspunsurile la întrebările esențiale. Vărsător. Te vei implica din ce în ce mai mult în muncă, în asigurarea celor mai bune rezultate, dar și în calitatea relațiilor cu cei din mediul profesional. Nu toate vor merge așa cum speri. Pești. Poate că în momentul acesta nu vei acorda prea multă atenție celor dragi, dar vei observa în scurt timp câtă nevoie ai de armonia pe care aceștia o aduc în viața ta. Acestea au fost previziunile astrale pentru duminică. Sunt Crina Casone, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Ziua de duminică vine cu un cer noros și ploi. Termometrele vor indica valoarea de 24 de grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 25 de grade. Pentru Luduș Iernu sunt estimate 25 de grade de asemenea. 24 vor fi în Sighișoara, 22 la Batoș, iar în Sovata și în Stâncen vor fi 23 de grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor fi prezente. În Brașov sunt prognozate 21 de grade. 24 vor fi în Bistrița, 25 la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt preconizate 26 de grade. Pentru Alba Iulia termometrele vor indica valoarea de 26 de grade, iar în București temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius. Duminică noaptea ploile vor continua. În Reghin termometrele vor indica valoarea de 14 grade, iar în Târgu Mureș 17. Pe parcursul zilei de luni sunt preconizate averse de dimineață, iar în restul zilei cerul rămâne senin. Astfel, în Reghin, maxima va fi de 22 de grade, iar în Târgu Mureș sunt anunțate 23. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!